Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Apropo de discuția noastră de ieri despre groapa aia de la Milcoiu, care blochează de săptămână la rând traficul rutier între Pitești și Sibiu, între Ardeal și Muntenia. Și mulțumesc pentru toate mesajele care au venit și că au confirmat că sunt probleme acolo de săptămâni întregi și nu doar acolo, e la fel. Pune Mil? A? La Milcoiu, ai zis. Milcoiu, da. Ok. Este pe E81. Am vorbit, mă rog, în fine. Deci în contextul ăsta, uite, mai avem una cu magnitudine și mai mare. De ani de zile, NATO se roagă de români să facă odată un pod la Voila, în județul Brașov, ca să poată ajunge cu tehnica de luptă la baza militară de la Cincu. E o bază militară la Cincu foarte mare. Și românii de ani de zile, cu podul ăsta de acolo, de la Voila, fac studii, evaluări, strâng acte, măsoară, se gândesc, se pregătesc. Nu se poate să construiești așa doar că e nevoie, nu? Adică e urgență, e ceva virus și nu? Frate, stai un pic, că trebuie hârtii multe, studii de fezabilitate, licitații, recalculări, unde-i parandărătul, nu facem așa acum. Deci, practic, mai dă-l dracu de NATO, n-ai ștampile, nu treci. E exact cum zicea șeful de gară din California Dreaming. Fuck USA, fuck NATO, fuck Bill Clinton și pe aia de la București. Asta e gara mea. Checkpoint. You need custom papers. N-aveți, nu treceți. Ia bă că-i pe linia a doua, că m-am enervat. Ia, mai terminați cu podul ăsta de la Cicu, că ne-am și enervat. Da. Nu facem noi pod când vreți voi. Noi facem pod când ne aranjăm noi tot ce trebuie să ne aranjăm. Baza asta de la Cincu e gestionată de francezi. Franța conduce grupul de luptă NATO din România, care a fost creat după atacul din 2022 al Rusiei împotriva Ucrainei. Când atunci, în sfârșit, Occidentul a înțeles că Rusia a declanșat un război din 2014 împotriva Ucrainei. Franța a investit în baza de la Cincu peste 80 de milioane de euro. Revin la vechea noastră discuție. Subțire. Da, pentru români, da, 80 de milioane de euro. Deci au construit acolo zeci de clădiri și obiective noi, poligoane, unități pentru instruire, depozite de muniție, parcări, clădiri pentru cazarea și hrănirea militarilor și a civililor care lucrează la Cincu, și extinderea este încă în curs. Până la sfârșitul anului, baza de la Cincu va putea adăposti 2000 de militari și 6000 de vehicule militare, scrie publicația Europa Liberă, într-o anchetă scrisă, mă rog, făcută de Anca Grătinaru. Problema e că acestor 6000 de vehicule le e foarte greu să ajungă la Cincu. Adică chiar dacă România cere NATO să trimită mai multe trupe și tehnică militară aici, este un apel constant pe care îl fac oficialii. Ajutați-ne, mai trimiteți trupe, mai... ca să fim și noi protejați de o eventuală agresiune rusească. Adevărul e că țara noastră are o rețea de transport atât de rudimentară, încât militarii alianței, spun unele surse, sunt, ca să nu zic îngroziți sau s-au luat cu mâinile de cap, sunt foarte preocupați de cum ar putea să deplaseze ei trupele în zonele în care ar putea fi nevoie de ele la un moment dat. Că trebuie să te și deplasezi ca să asigure apărarea. Doctrina militară NATO zice că ok, NATO îți vine în ajutor în cazul în care ești supus unei agresiuni, dar în prima parte a agresiunii trebuie să-ți asigure apărarea singur și după aia vine aia să te ajute. Capacitatea noastră de apărare sper că există, nu știu cât de mare e, se fac eforturi, se cumpără lucruri, e în regulă. Dar ăia când or veni, ei trebuie să vină pe undeva. Și ăștia militarii să uite, dar pe unde venim noi, că nu... Păi n-au avioane, să adică... Ce-i parașuteze, tată? Direct. S-au descurcat să ajungă în Normandia, nu vin până aici. Vorba aia, exact. Da. Să parașuteze niște tancuri Leopard de 60-70 de tone. Da. Cu drone de alea speciale. Da. Să facă teleporting. Piau, piau, ca în Războiul Stelelor. Da. Deci nu există poduri care să susțină greutatea tancurilor și artileriei autoportate, ca să nu mai vorbim de autostrăzi. România nu are nicio autostradă finalizată complet care să traverseze țara. Cât despre rețeaua feroviară, viteza media trenurilor de marfă era în 2022 15,6 km pe oră. Păi să le trimită din Timbo. Serios, da. Să anticipeze. Da, asta, de altfel, există unele interpretări care spun că România s-a apucat serios de construit autostrăzi în ultimii ani de frica rușilor. Și pentru că ne-a spus NATO că fără drumuri, geaba alianța.
Că într-adevăr se construiește, în sfârșit se lucrează serios pe autostrada Moldovei, se lucrează pe autostrada A0, au început să lucreze cât de cât serios pe autostrada A1, care să traverseze Carpații. Adică în ultimii ani au început într-adevăr să facă treabă. Dar mai durează, evident, și singura speranță, ca să fiu cinstit, e că problema asta cu faptul că rețeaua de transport e atât de rudimentară, singura speranță e că va face greutăți în ambele sensuri. Adică și invadatorului îi va fi greu să avanseze dacă... Evident. Dacă nu sunt poduri să duci tancul acolo, nici să aduci încoace, știi? Nu e... Nu? Pentru că noi știm. În țara asta, râul Ramu mi-e prieten. Bravo. Numai mie, mai ales când trebuie făcut ceva pe bani publici, unde e și pară îndărătul bun. Corect. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.